Birourile vamale de frontieră vor fi dotate în următorii ani cu 26 de sisteme de scanare, primele aparate urmând să fie livrate și montate chiar la începutul anului viitor. Aceste scanere vor permite o verificare mai rapidă și mai precisă a conținutului mijloacelor de transport. Controlul vamal al mărfurilor pentru inspectarea conținutului coletelor și al containerelor, urmând să se facă fără a mai fi necesară deschiderea lor. Construim un ecosistem robust care să descurajeze orice încercare de fraudă și contrabandă. A explicat Ministrul Economiei și Finanțelor, Marcel Boloș. Printre obiectivele generale ale proiectului se numără eficientizarea controlului vamal asupra mijloacelor de transport prin dotarea autorității vamale în punctele de trecere a frontierei cu sisteme de securitate, înregistrarea sistemelor de securitate și îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor prestate de echipele de control operativ. Activități principale ale proiectului. Dotarea birourilor vamale de frontieră cu 26 de sisteme de securitate, scanere autovehicule și containere. Realizarea lucrărilor de investiții pentru asigurarea respectării normelor de protecție radiologică în exploatarea echipamentelor. Înființarea Centrului Național de Analiză Imagistică și realizarea integrării echipamentelor de control nedistructiv în aceasta și formarea personalului de specialitate, care va asigura operarea sistemelor de securitate. Achiziția celor 26 de scanere este parte din proiectul Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule și containere și înființarea Centrului Național de Analiză Imagistică, în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere din dotarea avere. Primele sisteme de scanare vor fi livrate și instalate în următoarele trei luni. Utilizarea scanerelor va contribui la creșterea gradului de securizare a frontierei externe a Uniunii Europene și eficientizarea controlului autorității vamale la trecerea mijloacelor de transport. Utilizarea acestor sisteme va da un avantaj în combaterea contrabandei, a fraudelor vamale și va duce totodată la reducerea timpului de așteptare la trecerea frontierei, a declarat Ion Cupă, președintele autorității vamale române. Proiectul face parte din PNRR și are o valoare de 34 de milioane de euro. Durata acestuia este de 49 de luni.